Cel mai mare contract din istoria sportului a fost semnat în Liga Profesionistă Nord-Americană de Baseball. Superstarul din Republica Dominicană, Juan Soto, a semnat un contract cu clubul New York Mets pentru o perioadă de 15 ani pentru suma de 765 de milioane de dolari. And now Juan Soto will make his Yankee debut as the 25-year-old left. Conform presei americane, contractul dintre Juan Soto și New York Mets presupune un bonus la semnare de 75 de milioane de dolari și după 5 ani, dominicanul poate să părăsească echipa. În cazul în care nu o va face, salariul lui Soto va crește de la 51 de milioane de dolari pe an la 55 de milioane de dolari pe an, astfel că suma totală va ajunge la 805 milioane de dolari. Sportivul în vârstă de 26 de ani a intrat în MLB în 2018, iar un an mai târziu a reușit să devină campion. Contractul lui Soto este peste acordul de 700 de milioane de dolari pe 10 ani încheiat de japonezul Shohei Ohtani anul trecut cu Los Angeles Dodgers și care reprezentase un nou record în materie de salarii în lumea sportului. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile WeSport. Noi vă mulțumim pentru că ați fost alături și vă dorim toate bune!